Speriați că modificările aduse codului rutier îi vor aduce în situația în care își vor pierde permisul de conducere, tot mai mulți giurgiuveni au luat cu asalt caseriile Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu pentru a-și plăti amenzile rutiere și nu numai. În primele 9 luni ale acestui an s-au încasat aproape 14 miliarde de lei, față de 12 miliarde anul trecut în același interval. Și pentru că în ultima vreme se tot vorbește de sancțiuni tot mai aspre pentru șoferii indisciplinați și pentru cei care nu își plătesc amenzile, numai în luna septembrie s-au încasat puțin peste 2 miliarde de lei, cele mai mari încasări din ultimii 5 ani. Una dintre prevederile aduse de această ordonanță se referă la anularea permisului în cazul în care amenziile nu sunt plătite în termen de 30 de zile. Ei bine, lucrul acesta i-a speriat în bună măsură pe cei care au amenzi, motiv pentru care au venit să-și plătească la timp și mai conștiincios amenziile de circulație. Prin serviciul de urmăriri și recuperări din cadrul direcției, sute de giurgiuveni primesc zilnic notificări pentru a-i determina de bunăvoie să vină să-și plătească amenziile. Mulți merg pe ideea că se vor prescrie, însă lucrurile nu stau deloc așa. Restanțele până la urmă se plătesc, deci în fața legii toți suntem egali și până la urmă ce avem de plătit vom plăti. Deocamdată aceste amenzi nu sunt supuse penalităților, nu strâng la rândul lor penalități dacă nu sunt plătite. Legiuitorul a găsit de cuvință ca acest lucru să nu-l impună, spre deosebire de impozite și taxe. Giurgiuvenii trebuie să știe că reținerea permisului de conducere pentru neplata amenzilor nu se aplică retroactiv. Însă, în cazul în care vor dori să efectueze o tranzacție de vânzare-cumpărare, nu vor putea intra în posesia certificatului fiscal dacă vor avea datorii către bugetul local.